vești bune pentru constanțeni, pentru că votul lor contează și ce au votat covârșitor pe 27 septembrie se va realiza la Constanța. Suntem la o răscruce astăzi și am avut practic de ales între două abordări. Abordarea veche, aceea a luptelor continue și a orgoliilor nemăsurate și a scandalului în administrație și ideea de a merge pe rezonabilitate, de a merge pe conlucrare, de a merge pe variantele pe care ni le dorim cu toții, nu pentru noi înșine, ci pentru Constanța, pentru a scoate orașul ăsta din subdezvoltare. De aceea le comunic constanțenilor că am avut deja prima întâlnire cu Partidul Național Liberal pentru a discuta chestiunile concrete, astfel încât să ajungem în Constanța la o majoritate puternică în Consiliul Local, să facem proiectele noastre, proiectul USR Plus intitulat Constanța Renaște și proiectul Partidului Național Liberal, să le facem realizabile. Am descoperit în urma discuțiilor foarte multe puncte comune. Vom discuta și am discutat deja și de chestiunile divergente. Le vom elimina pe acelea, păstrăm ceea ce avem în comun și unii și alții și avem multe puncte comune, repet. Luăm cei mai buni din fiecare program și venim în fața constanțenilor cu niște proiecte, venim cu atitudine pozitivă, avem echipe foarte bune. Urmează în zilele următoare să îngemănăm cele două proiecte, să facem din cele două proiecte unul singur pe care să-l propunem constanțenilor. Și sunt optimist în urma discuțiilor purtate ieri, pentru că am atins niște puncte foarte concrete, niște chestiuni pe care le doream mult pentru Constanța, se pare că se vor realiza. Spre exemplu, am solicitat de la bun început să se facă un audit în primăria Constanța. Este esențial să facem o evaluare organizațională, o evaluare a departamentelor, o evaluare a activității acestei primării, pentru că ea a fost ineficientă. Are departamente supradimensionate, conduse prost, ani de zile. Dacă nu facem lucrul ăsta, e clar că vom avea un eșec. Și în urma discuțiilor și în urma solicitărilor noastre s-a răspuns pozitiv, am lămurit anumite aspecte care erau neclare, și vom face un astfel de audit în Constanța, astfel încât, trăgând linia după ce ni se vor prezenta rezultatele, să putem face o propunere concretă de reorganizare a primăriei. Nu vreau să fie panică neapărat în primărie. Eu știu că e atmosfera asta și de nesiguranță, dar oamenii trebuie să înțeleagă că vor avea parte de o administrație rațională spre binele nostru al tuturor. Trebuie să facem, să luăm niște măsuri. Uneori nu sunt cele mai plăcute, dar trăgând linia după câțiva ani de zile vom vedea că ne va fi bine nouă tuturor. De asemenea, am propus colegilor, deja vor fi colegi în Consiliul Local, îi numim așa, să venim cu o abordare extinsă a unei apropieri și la nivel de Consiliu Județean. Eu cred că este necesar o astfel de apropiere. Putem face și la Consiliul Județean o majoritate împreună cu PNL. Este de dorit o astfel de apropiere. Nu am discutat chestiuni legate de funcții, nu am pus condiții pentru astfel de colaborare. Avem așteptarea unui răspuns. Nu am primit deocamdată un răspuns. Vedem ce ne vor răspunde cei din Partidul Național Liberal, pentru că pentru noi și județul e foarte important. Între abordarea de a sta deoparte, de a sta cu o treime în Consiliul Local și nu ne implica, așteptând să greșească primarul pentru a-l critica, noi alegem varianta de a-l ajuta pe primarul actual, astfel încât să nu greșească, astfel încât să nu greșim împreună. Pentru că, până la urmă, nu contează numele primarului și contează mai mult rezultatele. Și trăgând linie după câțiva ani de zile, vom vedea că am făcut alegerea bună,
și că ne vom bucura împreună de un oraș mai curat, mai frumos. Asta e speranța noastră și pentru asta am intrat în politică. Luăm în calcul orice responsabilitate care putem face față cu brio și este clar că avem oameni bine pregătiți care pot face față nu doar unei funcții de viceprimar, am putea avea lesne oameni care pot face față chiar ambelor funcții de viceprimar. Nu se pune problema, nu am tranșat lucrul ăsta, e în discuție. Da, ne implicăm cât putem de mult cu oamenii pe care îi avem și avem oameni bine pregătiți. Proiectul referitor la construirea acelei sălbi polivalente, acolo vom face în așa fel, n-am discutat cu colegii din PNL lucrul ăsta, vă spun punctul nostru de vedere, USR Plus, ar trebui modificat acel proiect pentru că o sală de 5.000 de locuri este total inadecvată, este mult prea puțin, o facem degeaba, sunt bani aruncați pe fereastră. La fel, proiectul de reabilitare a străzii Ștefan cel Mare este incomplet. El trebuie completat și cu reabilitarea clădirilor din zonă. Dacă reabilitezi doar trotuarul și partea carosabilă sau partea aceasta pietonală, nu însuflețești zona, nu reabilitezi întreaga zonă. Deci sunt foarte multe de făcut și vom face o evaluare a tuturor acestor proiecte. În principiu, este inacceptabilă ideea că am aruncat la gunoi tot ce s-a făcut bine. Deci tot ce s-a făcut bine trebuie păstrat. Sau au fost niște inechități. Uitați, spre exemplu, trebuie să vedem, să-i ajutăm pe cei care nu se descurcă cu transportul în comun. Indiferent de vârsta pe care o ai, dacă ai anumite venituri care îți permit să îți cumperi un bilet, e bine să-ți cumperi acel bilet pentru că e un serviciu public de care ne bucurăm cu toții. Aș vrea să nu mai dăm pomeni sau cadouri aiurea. Vreau să marcăm momentul, vreau să fie un moment de sărbătoare pentru toți, dar nu neapărat în beculețe constă această sărbătoare. Mi s-a părut inadecvat de fiecare dată când am cheltuit, la fel ca la București, pentru că domnul Făgădău și-a ales modelul Gabrielei Firea și a avut și soarta Gabrielei Firea. Este foarte important să nu cheltuim milioane de euro pe astfel de beculețe cât vreme sunt maldere de gunoaie în tot orașul. Punem beculețe peste gunoaie, nu e tocmai nimerit. În ciuda atitudinii acesteia și a depresiei pe care pare că o afișează PSD-ul și Decebal Făgădău, în ciuda aceea abdicări a maharajacului de la Raja, să-l numesc așa plastic, de domnul Felix Troie, PSD-ul nu este în genunchi. Este rănit, dar se reface rapid și de aceea este nevoie ca forțele modernizatoare care vor, într-adevăr, ceva bun pentru Constanța și care pot face lucruri să se pună umăr lângă umăr și să fim foarte vigilenți cu ce se va întâmpla ulterior în plan politic.